Ziua! Mă numesc Enrique. În acest video vreau să vorbesc despre punghii asta, care sunt normal pentru hainele, să speli hainele. Hai, scrie în romana. Rătea pentru spălătoria. Rătea pentru spălătorie, da. Și asta am plătit două, vine înainte pungă mică și pungă mare. Asta e pungă mare și asta e pungă mică. Între două am plătit 1 euro. Punga mică are așa 25 în fiecare 25 și 25 și asta are 40 și aici are 30. Asta e punga mare. Sunt foarte ușor. Punga mare are 14-15 gram și punga mică are 10 gram. Foarte ușor. Și folosesc asta pentru fac ordine în toate care folosesc în excursie. Pe exemplu, am aici punga asta, am aici lumină. Asta, exemplu, am lumină mică pentru cort, acum nu folosesc, dar toate am aici. Uite, asta de Paștele. Ha? Asta lumina de... Aici scrie, se pot vede, Hristos a înviat. Și, de exemplu, am aici pantofi care am folosit odată. De exemplu, pantofii asta pentru cort. Asta, de exemplu, are 78 gram. Și aici am găsit alte mai ușor, de exemplu, pantofii. Asta sunt pantofii de-asta, așa. Și asta, de exemplu, am găsit de 66 cu hârtia asta. Înseamnă că 30 de gram, numai una. Și asta fac ordine toate cu punga asta în casa, să are gaură așa mic și are un țip, fermoare, asta are aici, fermoare, și are așa gaură de 2 a 3 milimetri și merge pentru fac de ursică, semință, să pun afară, pentru fac mâncare, pentru exemplu, când fac cu fructe, mermelada, pun aici afară, pot vedea în alte video cum fac mermelada cu punga asta și exemplu cu protecție, pungă de plastic, cu bateria pun înăuntru punga de plastic și asta pun afară ca protecție, merge foarte bine, nu se rupă punga de plastic, sunt ușor, ieftin și în fiecare excursie am 2-3 de asta pentru colecție, plantă, pentru toate. Merge, sunt foarte ușor, foarte ieftin. Da. Sper că ideea asta ați plăcut. Mulțumesc pentru să văd video-a asta și la revedere!